Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Despre șmecherie și pășmecherie începem în dimineața asta. L-am auzit ieri pe Titi Aur spunând că atunci când o să existe mașini autonome cu adevărat, o să găsesc niște români care să facă ei ceva, o adaptare, o mișculație, o șmecherie. Normal că nu o lași. O să-i spună, da. Un pilot automat pe GPL. Botunez. Nu o lași să facă ce vrea ea. Știi? Adică dacă să parcheze totuși în fața la Mega, pe avarii, să lase în mijlocul străzii, că aia autonomă are de, pleacă de capul ei, se duce să caute ea loc de parcare legal. Nu, frate, băi, și în de-aia te-am plătită? Cumpărat? Da. Mai avem cazuri. De exemplu, știți că e o legendă. Mă rog, cred că are un sâmbure de adevăr că în noiembrie 89 studenții din regie ar fi legat pere în plopii din fața căminelor studențești, regie în București aici. Așa. Asta după ce Ceaușescu ținuse un discurs în care spusese că România, capitalism, o să revină când o să facă plopul pere și răchita micșunele. Și au zis să-l ajute. Da. Știi ce sunt micșunelele? Nu știu ce sunt micșunelele, dar le-am auzit discursul respectiv, mă duc aminte. Micșunele? Nu. Deci toată lumea știe acest proverb, da, plopul pere și răchita micșunele. Și m-am gândit, bun, ok, dar deci pere găsesc la supermarket de cumpărat, dar micșunele de ce n-am mâncat niciodată? Deci ce sunt ele micșunelele și de ce răchita ar trebui să facă micșunele și nu poate să le facă? Micșuneaua este o floricică, cum ar veni. Micșuneaua este o floricică, iată. Și răchita aia pe care stăm în fotoliu. Răchita? În care se plătesc. Bravo. Micșunea. Micșunea este erisimum cheirii. Asta este. Deci micșuneaua este o floricică. Revenind. Cine a pus micul în micșunea? Da, iată. Ceva orecum asemănător au găsit aparent experții de la Direcția Agricolă Bihor în sera unui fermier bihorean, care voia subvenție pentru programul Tomata. Se dau niște mii de euro acolo și vine inspectorii să vadă dacă ai făcut tomatele așa cum trebuie să-ți dea, sau cop, să nu știu. Asta nu e alu... Neadaia programul Tomata. Atunci a început, da. Da, ce tare era Neadaia. Da. Nu era ideea. Normal, dar multe idei bune. Bun. Multe idei bune, mă rog, nu știu. Cu cormorani, cu cum? Omul legase roșii prin seră, pe plantele pe care le avea. Serios? Da. Sherry. Venit inspecția și era câte o crenguță de roșii coapte pe câteva plante, aflate la intrările în seră, atât le-a prins cu sfoară, scrie adevărul. Atât au ieșit. Da. Și asta e, inspectorii s-au supărat. Unul zice, sincer, așa ceva n-am mai pățit, am fost surprins. Într-un fel chiar enervat, pentru că ceea ce a făcut fermierul arată că ne desconsideră, ne ia de proști, ca și cum ar fi niște nepricepuți. De ce, mă? Eu i-aș fi dat fonduri pentru ingeniozitate, serios. Înseamnă că le-a legat cu panglică de aia colorată, de aia iritată. Sfoară de rafie, cică. Nu știu cum arată sfoara de rafie, dar așa, cică. Putea să lipească cu scoci de la transparent și nu se prindeau. Da, deci el le-a legat și a zis că aia nu se prind. Ce știe inspectorul? Îți dai seama ce părere proastă are fermierul despre inspectori. Da, mă, o fi zis că vin să uită de afară în seara. Da. Ce zic că le-a pus și de-alea șerica. Astea mari sunt greu de legat. Sunt greu să le țină brijul ăla. Și atunci știu că le-a pus șerici de zi, te-am făcut, da, pui. Da-ți la pui. Am urgăite, nu vă supărați. Sunt și cu codița aveți. Da. Dați-mi cum să vând alea pe codiță așa frumos. Și ăștia, cică, s-au prins că erau câteva roșii și restul erau toate verzi. Ori, aparent, roșiile pe vrejile se coc în... nu simultan, dar unele sunt mai verzui, unele mai gălbui, unele mai portocalii, altele mai roșii, că se coc pe rând, toate pe vreji, una după alta, una după alta, nu... Cinci sunt coapte toate și restul verzi și mici și nu, înțelegi? S-au supărat. Dar de ce o fi forțat el, măi, lucrurile așa? Încerca, probabil că avea nevoie de bani. Trebuia să căuta aprobare să încaseze o subvenție de 3000 de euro la hectar. Și avea nevoie de bani și nu se copseseră roșiile și dacă nu s-au cop și poate cine știe avea o problemă, nu se mai coceau, a zis ia să facem noi ceva. Cum facem? Păi să uită după roșii coapte. Păi nu luăm noi cu roșii coapte? E bine, le vom să apare de pe vreji. Dar fi și, fost și asta o idee. Altfel, tot în zona de șmecherie, înțeleg că este o anchetă, Curtea de Conturi Europeană a găsit pensiuni turistice făcute în România cu fonduri Uniunii, cu fonduri europene, care ele erau doar cu numele pensiuni turistice. În realitate nu erau niciodată disponibile pentru rezervare. Ci erau viluțe. Da. Deci îți faci o vilă cu câte camere? Pune 8 camere. Bravo. Băi, pune și băi, câte ori fi să fie și în curte facem piscină. De unde bani? Luăm fonduri europene. Le facem, o declarăm pensiune. Și o declar pensiune. Păi și cum faci? Păi dacă vrea cineva să vină, spui că nu mai sunt locuri. Exact. Simplu.
singura problemă e că te deranjează oamenii. Adică trebuie să o pui pe undeva, pe un site, mai, și mai sunt oamenii din când în când. Dar vezi că nu ne pare rău, totul e rezervat. Păi nu răspund. Hai mă, Vlad. Avem, nici nu răspunzi. Cartelul pui într-un telefon pe care îl închizi și îl pui într-un sertar. Și da, s-a terminat. Și hai noroc. Asta să știi că s-a întâmplat și în alte țări. Adică și la bulgari, s-a întâmplat și la greci. Da, dar cred că erau tot români. Adică nu cred că... Nu, eu cred că se întâmplă chestia asta. Asta cu fonduri europene? Da, când faci ceva la... și declari și altceva acolo. La scară largă. Da, și înainte de fondurile europene, la noi... Cum înainte de fondurile europene? Asta e acum 20 ceva de ani. Da, cam așa. Aveam așa. Un fost coleg, avea o vilă. Da. Și o închiriase unei clinici medicale. Așa. Și era aproape de casa lui și într-o zi zice, eram puși noi. Ce vezi, mă, să mergem pe la clinică? Să facem ce? Să vedeți clinica. Și avea chei, am intrat în clinică și în clinică era ca într-un ca un decor de film. Știi? Adică erau paturi, erau d-alea pentru perfuzii, cum se cheamă, suporți de aia, stadi. Da. Și zic, da, de când? Zic că știu că era de mult clinica aici, zic, s-au plecat. Și n-a plecat mai nimeni, tu nu-i vezi pe ăștia pe aici, pe paturi, pacienți? Nu vezi asistente? Zice, chiar nu-i vezi? Zic, nu. Dar el închiriase, ai zis că era, care era afacerea? Nu afacerea înțeleg. Era că ăla deconta de la stat, de la Casa de Asigurări de Sănătate, deconta cheltuieli cu clinica, aha, care nu funcționase niciodată. Așa, dacă venea cineva există în control, de toate acolo. Nu avem bolnavi azi. Nu prea aveau aparatură, era da, o clinică... Băi, cu perfuzare, tip pat și perfuzare. Exact. Ce da, tare! Și ăla deconta diverse servicii medicale, dar avea o adresă, avea o... Adică, na, trebuie să... Te deranjezi un pic. Vai de capul meu. Dai seama câtă lume zâmbește acum auzindu-te. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.